Aveți doi copii, unul s-a trezit și altul iată merge. Și v-ați adresat la primărie după ajutor și nimic. La fond social. Odată lui ajutor, o zis că când a fost așa socială, o zis că o dat bani și să dă, să ajute familii vulnerabile. Și eu când m-am dus și i-am zis și mă întreabă, că tu dai ceva. Dar cui i-ați zis? Asistentul social sau primarul? Nu, de la asistent social. Din raion sau ești din sat? Nu, de la Urhei. Cui v-ați adresat? La Urhei. Aha. Primărie, și da. La primărie, da, acolo masa Orhei și acolo asistent social mi-a întrebat, că tu dat ajutor? I-am zis că nu ne-a dat, eu sunt cu mamă, cu doi copii, nici nu ne-a dat deloc ajutor. Dar zic, cum adică alții prânesc, cu părinții la un loc? Zic, dacă sunt alții și trăiesc cu părinții? Păi și dacă trăiești cu părinții? Și părinții tot sărac trăiesc, da? Nu ne dă ajutor, că zic că ei poate să mă ajut și lucrez, să mă întreței pe mine și pe copii. Ia că așa. Și eu i-am spus, dar cum? Am spus, suntem mari, suntem mari, să smușească. Dar pe eu trebuie să smușesc pentru mine. El trebuie să facă doar viața lui. A fost pe la Moscova, da. Le-am ajutat, că avea un înșor. Dar n-ai familie proprie. Nu, nu, nu. Le-am dat. Și ai grijă de soră. Da, eu. Da, deși am cu două părinți. Da, și de părinți o trebuie. Probabil și părinți au pensie mică, nu? Da. Tăi cu grupat. Tăi cu grupat, spre aici că vă 200 lei. Mamei, 200 lei, 250 de pensii. Da, cum da. Poți între ții pe te, pe, da, da, da. Pe mine și pe doi copii. Ia să la grădiniță, te zăm tot sunt tot luna cu 100 de lei. Dar și micuțe ne întrebă mâncare mai lut, când deci trebuie comunicați cu asistentul social din sat sau cu primarul chiar? Și la primărie a fost. La primărie a fost. Înțeles, că amândoi lucrează la primărie. Da. Unul e ales primar, dar altul e numit asistent social. Da. Și atunci au zis că, nu, a fost chiar că s-a dat amia. Tipa, zahăr 5 kg. Și atunci conserve în altă opțică. Nu, cu psuda pentru pensiuni, pentru veterani. Opțică, vă nu sunteți scris pe listă. Dar când ați primit ultima dată ajutor de la primărie, de la asistent social? De la asistent social am primit 4 coropi din Malitcă. Asta de la Orheiu mi-a dat. Dar de mult, când că și în Chirinuța era încă mitică. Când mi-a dat tot a făcut hălăjie. 3 ani în urmă. Cu 4 ani în urmă. Dar altfel statul cu ce vă ajut? Nimic. Nimic, nu aveți nici indemnizație pentru copii mic sau primești ceva? Primești, că tu primești 400 și 80 de lei. Asta ce? Indemnizație pentru copii? Că e născut mic, dar două pentru mic. A, pentru cel mic, cel da, mai da, mic. Da, da, dar pe gânsa da. Nu. Da, o dați la grădiniță? Da. La grădiniță o duc, dar în toată luna trebuie câte 100 lei, dar eu din să iau. Dar deci, trebuie să plătesc taxe pentru grădiniță sau pentru ce? Nu, pentru grădiniță, pentru mâncare care o mănâncă el la grădiniță. Dar nu-i plătit de la primărie, nu e. Nu, nu, asta el... Deci toată lumea trebuie să dea 100 de lei da, pe lună. Așa, atât. Că-i bogat, că-i sărac. Da, da, da. Atât, așa câte 100 de lei. Dacă n-ai, vine la parte să dai și când dai banii. Când, că altfel trimit copilul acasă, da? Am înțeles. Așa e. Și că nu vor să ne ajute deloc. Primarul a zis că eu ți-ai făcut copii și bun, tu ești crește. Așa au zis primarul. Da, așa au zis că du-te și la loc și lucrează. E drept, da. Da, copilul de două luni, cu doi copii mici și s-a operat. Cum să mă duc eu să lucrez cu doi copii și să fac bani să eu să-i întrețin? Asta vine, dă mamă, papă. Așa mi-e tic plăge, trebuie să o hrănesc. De acord. Dar de unde să iau bani? Și în toată săptămâna întreb maliut, că dai de unde să iau 60-100 de lei, de unde să iau... Mâncare pentru copil, da? N-am, de unde să cumpăr eu? Înțeles. S-au adresat la asistența socială și eu... Raională. Da, da. Dar la ISAV s-a adresat și a spus că o să vină data de 5 mai, ca să vină pe 15 mai, pe 20 mai. O chema să vină altă dată. Dar o să vină, dar nu știu când ați vină. Și dacă tot mă amejesc, nic, fapt, nic. Am o zis că pe 20. Dar eu zic că, Olesia, când ați mai vii comisie? Așa o cheamă pe asistenta socială din sat, da? Da, Olesia. Dar eu că așa am spus la Orhei, că ei mai iau, mititei, că nu știu ce, fa, dar păi întrebă și nu e, când dai ajutor, lasă vii să dai ajutor, lasă vii să uite, să vadă cum e situația, lasă, fac ceva. Dar eu fost, eu fost uitat, într-o cameră, când stă, într-o cameră, cum de pe într-o uitat. O cameră, toată familia, da, da, câți copii și câți maturi? Suntem câți, 5, 6, 7 suntem. Oho, oho. Și stai tot zici că sunteți cu părinți și da, ajutați-vă, da? Ia că aici noi suntem peți. Da, cam înghesuit. Da, ia că ce Ioni? Că a făcut podul tot așa. Ajutorul așa la primărie, tot așa l-a zis că nu ne dea. Ați cerut ajutor pentru să faceți podul la casă și nu v-a ajutat. Și în safa noi s-a vândut, s-a vândut o școală. Un milion de lei, un milion de lei. Păi nu avem fonduri să ajutăm. Primărie o vândut. Da, da. Și nu avem fonduri să ajutăm cu nică. Eu promis 1000 de lei. Și apoi a spus 800 de lei și apoi mai 500 de lei. Pentru acoperiș. Da. A, deci o dat 500 totuși primărie. Da, da, 500 de lei, da. Dar restul a venit pe la Moscova, cred, când făceam bai, că am făcut eu. Că am făcut o leac și am putut, am făcut și eu. Crâșa numai. Și banii am avut eu. Am înțeles. Și gata. Așa. Dar la alții, aveți dovedă, aveți probe că le-au dat la alții?
Dar cum? Au fost ploi mari, i s-au luat și de pe acoperiș, de pe casă. S-au dus vede și eu dat aici. De ce? Că sunt rude sau din același partid? Sau de ce? Cum de eu ajutat pe alții? Au fost la primărie și primarul ăla și... Ei dau la bogătaș, dar la săraș nu dau nică. Crezi că așa e aleg? Ar trebui invers să fie. Ia că am o dat zahăr, șosetca asta a mea, e-s bogătaș, că au mașini, au... Mă rog. Și le-a dat ajutor social. Și doar e că le-a dat 5 kg de zahăr, e că mă așteaptă să fie iar comentar, să le dea conserve, să le dea. Dar e că e cu doi copii, îi dă un kilogram de zahăr. Bun. Cine merge? Dar asta nu e dreptate. Cine merge la primărie să vorbim cu primar, cu Olesea? Merg eu, mergi tu? Aș, nu mai merg. Nu, rămâi, copilul și o să meargă, o să meargă Badea. Eu că ce-ți v-am întâi cu mai mică? Haide. Județe primarul, cum adică? Nu, poate e că așa într-o comătă. Ia să dă-mi o schimbă ajutori. Când ni s-o formă acasă, el o scrie... Ploua în casă. Mă dau niște super, mi-a dat niște super permat, zăstrăcat. Chiar că am pus la gard, că... Nu era bun de pus pe casă, da? Dar el nici nu-i sănătos adezii asta, că e cancerigen, că e cu azbest. Da. V-a făcut o pomană otrăvitoare. Da. Și că a fost două zile la lucru, am fost la două zile la lucru. De ce? Bolnița. Am muncit pentru asta. Da, am fost frate la lucru două zile. Am lucrat la bolnița aici, tot așa, o schi, îndeai niște lemn, să îndeai niște super de asta. L-au luat și l-au vândut, dar nu ne-a dat nică. Un lemn nu ne-a dat, un lis de super. Și el a spus, zic, vai, dar m-am săturat, doamne. Măi, când vezi că, uite, ei bogătași le dă ajutoare. Dar eu, că se arată vaia de capul meu, nici nu-i dă o can de apă, de lapte, cum să zic. Aveți telefonul poate primarului, că el nu era la primărie. Poate să-l sunăm întâi, să-l chemăm la lucru. Poate găsit. Hai. Adevărat.